Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Renault Mascot 2006, o mașină de deratizare mare, lungă, cu sistem de stropire, cu tot, unde vom monta mai multe gadgeturi. Hai să vă arăt în prima fază ce este montat. Este în felul următor. Sunt senzori de parcare metalici, care îi vedeți aici. Așa, cei patru. Este camera de marșalier, care o recomand pentru utilitare. Da? Mai avem o cameră care poate și ea fi funcțională în altă variantă. Așa, dar momentan funcționează cea sus, cea de utilitare. Așa. Se va monta și o cameră acolo sus pentru monitorizarea acestei stropitori. Da? Dacă ați observat un pic proiectele noastre și intrați un pic pe canalul nostru de YouTube Sound Identity și intrați la playlist-uri și intrați inclusiv la Iveco, veți vedea tot asemenea mașină, tot acestui titular, unde am montat trei camere, una frontală, una dorsală de spate și una sus, care monitorizează tot ce înseamnă partea de lucru care lucrează acest stropitor. Bun, aici ce vom face? Dacă nu, vom monta un set de difuzoare pe față, simple drăguțe, da? Vi le voi prezenta imediat, și vom monta un sistem de Android, care este o generație mai nouă, așa, care iată este cu monitor 2 din, cu partea de electronică 1 din, este puțin și reglabilă, înspre interior, înspre exterior, stânga-dreapta, așa, ca să poată să fie monitorizat din orice unghi. Momentan, iată, camera de spate este acolo perfect funcțională și aici va veni în locul playerului partea de aparat. Ok? Bun. Acum să vă prezint un pic și difuzoarele care le vom monta în prima fază. Sunt ele de la Ground Zero, așa. Avem aceste două variante de difuzoare. Vom vedea care, cum sună în locațiile existente și le vom face inclusiv și probă de sunet după ce suntem cu tot gata instalat. Hai să trecem la treabă, să montăm ce este demontat, după care să vedem finalul. Dacă tot facem o muzică cât de cât în această dubă de lucru, am pregătit aici frumos o locație, da? Am început să tragem frumos firele și vom monta un subwoofer mic activ. Iată, aici avem o baterie suplimentară Hollywood. Așa, și vom monta un subwoofer activ de la Helix. Așa, undeva la un 100-100 ceva de wați, nu foarte mult, da, cu amplificator incorporat, cu semnal și cu control separat de subwoofer. Da, aceste subwoofere sunt expres dedicate, care se montează inclusiv sub scaun, ca să facă o completare foarte mică și drăguță de bas, mai ales că în acest caz avem difuzoare de 13. Iată și difuzorul de la Ground Zero gata instalat, da? Și subwooferul, care va fi completarea lui. La urmă vom face și un test de sunet, care să se ascultați cu căști neapărat, ok? Hai să-l montăm și pe el. Într-un final suntem gata. Hai să recapitulăm tot ce am făcut în acest sistem, da? Odată avem monitorul, care vi-l prezint imediat. Și de ce stă așa? Pentru că l-am făcut expres ca să stea mult înclinat spre partea de șofer, ok? După care, dacă observăm, avem partea de tuitere sus, da? Care am montat ulterior și două tuitere la cerere. Aici este al doilea, dar vi-l prezint imediat din interior mai bine un pic, așa. Ce vreau să vă arăt din această parte, după ce mă voi muta în cealaltă parte, aici este partea de subwoofer, care este ceva genial, deci a ieșit superb, da? Așa. Hai să deschid un pic și ușa în spate, să vedeți că nu deranjează absolut nici măcar cablu, nici nimic. Este o idee superbă pentru o mașină inclusiv de transport, cum este aceasta. Și acum să mă duc puțin dincolo, să vă prezint și aparatul, să vă prezint tot ce este instalat. Să recapitulăm un pic, să nu uităm și senzorii care vi pot și eu oferi, senzori care sunt montați pe bară metalică, ei așa și sunt comercializați pentru autoutilitare, exact și camera din spate, care este
făcută pentru auto-utilitare, exact acolo sus, da? Așa. Și acum, să vedem restul. Bun. Hai să vedem cam cum arată aparatul nou, gata montat. Este în această formă. Ce este mișto la el? Că dacă eu vreau, îl țin așa. Dacă vreau pentru utilizatorul celălalt, îl țin așa. Dacă eu vreau să vin aici, vreau să-l fac, de exemplu, mai sus, vreau să-l fac mai jos, da? Am toate posibilitățile. Dar ce e cel mai mișto? Că stau așa, eu la șofer și, de exemplu, pot să mi-l ghidez foarte tare înspre mine. Bineînțeles că astea o să pice de aici, deoarece asta era pentru camera de spate, asta era o tabletă tot așa Android pentru alte utilități, da? Iar acum vom vedea de la A la Z tot ce înseamnă, iată, și Twitter-ul, utilitățile fiecăruia, da? Aici a vrut titularul, chiar este o poziție foarte bună și sună demențial de bine. Deoarece ușile au difuzoarele foarte jos și am vrut un pic să ridicăm un pic scena, să fie puțin mai sus, să nu vină doar din poziția de jos, da, sunetul. Acum hai să-i dăm un start sistemului, da, să introducem frumos cheia, să-i dăm prima treaptă. Așa, iată aici am instalat inclusiv și gain controllerul pentru subwoofer, iată și pornit din start. Am așteptat să pornească partea de Android a sistemului. Este superb că este în această poziție. Îmi place foarte mult, este al doilea aparat care este deja vândut de asemenea dimensiuni. Vreau să zic că el este mai mic, undeva la 9 inci, da? Și are inclusiv rama, dacă observați, este deja mult rotunjită, ok? Iată partea de radio, cam cum arată ca și afișare. Dacă îi dau aici o căutare, ia să vedem, nu mă pic, să îi dau o căutare. Nici nu știu de unde se caută, da, uite de aici, 107.9, 107.6, se pare că este foarte mișto și receptiv. Aici avem lista de posturi de radio care le putem memora care câte vrem noi. Iată, avem 12 la dispoziție, deci putem, de exemplu, 6 pe Oradea, 6 pe alt județ, da? Depinde unde călătorim, cum călătorim. Ok? Asta este partea de radio. Ia să vedem un pic partea de meniu principal. Arată foarte bine, părerea mea, deci este foarte drăguț și foarte elegant. Ok? Acum hai să vedem aici ce avem. Iată aici, dacă apăsăm direct, aici avem sound settings, video settings, general, wheel settings, light settings, navigație, radio, logo settings. Sunt multe logo-uri, poate nu găsim întotdeauna logo dorit, dar se poate încerca dacă îi faci un upload sau să îi încarci o poză și să o setezi pe aia ca și poză de pornire. Da? Bun, după aia, aici avem radio, aici avem auxin. În cazul în care, de exemplu, îi pun o cameră pe bena de spate, da? Pot să intru în auxin și pot să-l văd direct aici, sau un Xbox, PlayStation, sau multe alte gadget-uri care sunt cu video out. Bun, după care, ia să vedem un pic. Trecem și acolo imediat. Aici avem partea de music, da? Aici, de exemplu, iată, avem un background negru, drăguț, frumos, da? Hai să vedem un pic, să derulăm un pic în el. Mă duc mai mult un pic și hai să vedem un pic cum sună. Această secvență ar fi bine să o ascultăți cu crăști, da? Cât de bine sună, foarte bine. De aici pot să-i dezagresez basul, da? Deci de aici pot să-l dau mai încet sau mai tare. Acum iată, dacă ascult cu căști, i-am scos basul tot, în totalitate. Deci nu mai are bas absolut deloc, da? Iată dacă-i dau bas, asta doar dacă ascult cu căști. Doar atunci vei putea auzi ce se întâmplă aici. Acum ai dat basul jos. Ia, lasă că-l dau cu basul jos. Ascultă cu căști, da? Îi dau mai tare. Iată cu bas. Ascultă cu căști. Sunt în trei versuri. Pentru o dubă sună demențial. Yeah.
și mai încet. Deci am zis neapărat, ascultați această secvență cu bas, da? Cu căști, pardon, pentru că atunci puteți face diferența când tau de tot basul sau când îl agresez. Iată unde este subwooferul exact, aici, sub noi, da? Aici este comanda de sistemul din spate, deoarece este o mașină foarte, să zic așa, echipată în domeniul de deratizare. Așa, iată aici, și aici ce frumos poți să derulezi în el. Sună foarte bine, pentru o dubă și mai pot să-i dau. Are exact ceea ce lipsește practic din uși, da? Tot ceea ce lipsește din uși este practic în acest mic subwoofer. Tot aici dacă vreau pot să intru, aici, da? Așa, și dacă vreau pot să-i caut ce melodie vreau eu, da? Iată, am dat-o puțin așa. Pot să-i derulez dacă vreau. Un pic tremură și bancheta. Ascultă cu căști. Am scos basul. Dacă ascult cu căști, aici pot să aud clar. Am pus basul. Bun, și acum să trecem de aici. Tot așa de aici, dacă apeși, practic numai să apăs exact unde trebuie, pentru că nu am apăsat. Aici eu pot să văd toate folderele mele, în caz că vreau și vreau să schimb o melodie, da? Bun. Acum, ieșim și de aici afară, da? Și hai să vedem partea de video. Aici avem videoclipuri la dispoziție, în cazul în care dorim, da? Iată, și aici pot foarte frumos să îmi găsesc o melodie preferată, dacă chiar vreau. Ia să vedem un pic ceva mai mișcător în cazul în care găsesc un videoclip care este cu mai mult conținut, da? Iată, și aici nu-i las acum partea de muzică, că nu știu care melodie poate să aibă conflict sau care nu poate să aibă conflict. Hai să căutăm unul mai mișcător un pic. Așa. Să vedem. Iată altul. Am foarte multe melodii trap-uri care foarte multe nu au partea asta de video, da? Ci sunt imagini statice cu practic doar melodia în sine. Iată aici una drăguță cu niște imagini superbe. Acesta se pare că este exact pentru partea de auto, ceva dedicat frumos. Așa, deci puteți vedea, imaginile sunt demențiale și iată, eu de la șofer văd superb. Deci din orice direcție aș face la acest ecran, văd superb. Uite, poziționez, da? Dacă ar sta normal ecranul, eu de la șofer, practic văd așa. Dar iată cât de superb pot să-l fac așa. Și atunci spre mine se orientează. Dacă, de exemplu, avem un călător, putem să o direcționăm în partea cealaltă și atunci eu, dacă vreau, mă uit pe navigație, pe altceva, în caz că chiar vreau să mă uit. Sau, de exemplu, tot așa, dacă îi bagi un Xbox sau ceva, pot să orientez aparatul direct înspre el. Bun? Și de aici poți să faci foldere, poți să faci orice. Avem sistemul de telefonie care dacă odată te conectezi, foarte simplu, ai acces la contacte, ai acces la apeluri pierdute, ai acces la tot ce înseamnă device. Aici poți să ai tastatură rapidă, dar bineînțeles că nu mă lasă la absolut nimic, deoarece nu suntem conectați și atunci nu avem nicio funcție disponibilă, doar cele două cu alb, restul nu sunt disponibile absolut deloc. Ok? Bun. Acum hai să intrăm în niște apps-uri mai amănunțite. Tot aici avem partea de Bluetooth. Iată aici avem partea de Chrome. În acest caz, dacă eu îi dau o căutare, da, îi dau foarte simplu, se și dăm www.soundidentity. În curând, foarte în curând, vom avea încărcate tot ce înseamnă partea asta de produse. Suntem în foarte mare organizare pe acest proiect acum. Iată ce frumos, ai foarte elegant tot ce înseamnă web, Chrome, internet, tot. Ok? Ieșim de aici, intrăm înapoi la apps-uri. Easy Connection înseamnă că poți să conectezi acest telefon cu acest aparat și poți să-ți faci screen mirroring, atât cu Android cât și cu iPhone. Ok? Un file manager că trebuie în tot ce înseamnă Android-ul în sine, poți să-i
pui hărți, poți să-i pui building-uri, poți să updatezi, poți să faci tot, tot, tot. Music, ați văzut? Play Store. De aici ne coborâm tot ce înseamnă. SoundCloud, Waze-ul, YouTube-ul, ne facem update-uri, tot, 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 tot ce vrei. Parte de televiziune, în cazul în care dorești să vezi televiziune online. Radio, am văzut settings-ul. Iată aici, tot așa, ne conectăm cu ceea ce înseamnă. Wi-Fi, display, apps, tot, 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 tot avem în această variantă. Bun. Acum, partea de video am văzut, partea de YouTube o lăsăm la urmă, are front cam, putem introduce o cameră frontală atât DVR sau atât exterioară și atunci putem vedea în această secțiune partea de cameră frontală. Iată un sistem de navigație, iGo, care este total offline, merge fără probleme, nu necesită internet, doar updatare măcar o dată la an să spui hărțile noi și să vezi tot, tot, tot ceea ce se întâmplă în el. Este prima lui pornire, sigur. Trebuie să-i dau accept, sigur, trebuie să-i dau accept, dar să nu ne mai ceară niciodată. Ah, pardon, Danny, așa, nu i-am dat ce trebuie. Iată, avem și iGo. Da, aici îi dau, iată, poziționarea și el mă și localizează una, două, unde sunt, fără nicio problemă. Vedeți? E superb. Aici avem meniu, putem configura în limba română, în ce limbă și ce text dorim noi. Ok? Bun, ia să mergem și aici acasă, da? Ia să văd dacă deschid două, să văd dacă pot să fac split screen, precis pot, dar trebuie să mă joc un pic cu sistemul. Exact așa face toate GPS-urile când ieși practic din ele, dar dacă reintri în el frumos, da, el zice signal lost și după aia, puf, rapid, s-a relocalizat. Ok? Așa face Android-ul, asta este treaba lui. Ia să vedem înainte să pun Waze-ul, să vă mai zic, avem AUX-in, tot așa, intrare video, da? Să pui orice sursă video externă, ai browser, tot așa ca și Chrome-ul, ai calculator, calendar, ceas, downloads, DVR. DVR-ul este funcția de cameră interioară, care este direct de aici comutabilă și de aici poți să o controlezi de la A la Z cum să-ți funcționeze camera respectivă. Poți să vezi filmările, poți să-i dai play, stop, next, reverse, să revezi tot, tot, tot. Galerie foto, de aici dacă... Iată, dacă îi dau USB-ul meu, pot să văd, de exemplu, anumite, iată, fișiere din el, da? Bun. A, apropo, că dacă tot îmi arată sistemul, noi aici avem și cititor de card SD, dar mai mult USB aici. Deci avem și USB în... lateralul ecranului, plus avem două USB-uri care se bagă în torpedo. Aici avem GPS Info, ceea ce este ok, da? Aici mai avem Maps. Iată al doilea sistem de navigație, după care va urma Waze-ul, deci avem trei, putem mai, să mai punem și Sidegeek-ul, putem să punem Here, putem să punem foarte, foarte multe, da? Trebuie să-i dau permitere de locație. Abia după aceea mă localizează. Acum mai trebuie un pic de timp pentru că este prima lui pornire. Iată că merge, merge și imediat se va detalia cu tot, tot, tot ce înseamnă stres frumos de la A la Z. Trebuie să-i reglez ceasul pentru că la Android, în cazul în care nu am ceasul făcut, nu-i place. Iată deja prima pată de pe hartă este Audio Tuning Center, exact firma noastră. Așa, mai așteptăm un pic până se, iată, vine tot, tot, tot. Astăzi primele deschideri sunt puțin mai așteptabile. Audio, iată, Audio Tuning Center. Dacă îi dau aici, aștept un pic. Nu, mi-a luat altceva. Ia să vedem aici. Aștept un pic să văd ce mi-a luat. După care îi dau un X, da? Și aștept confirmarea. Ia să vedem. Da, așa un pic. Să vedem. Audio. Tuning Center. Acum i-am dat-o. Zic, eu dau, așa, când face tic, când nu face tic, înseamnă că n-a luat-o. Așteptăm un pic. Între timp își face și update-urile sistemul, din păcate. Deci trebuie să fiu, da, iată, aici suntem noi. Așa, ia să încerc să văd dacă pot să vă ofer și partea asta de, ia să vedem, Street View.
Nu știu ce am apăsat. Stai, că vedem din nou. Deci, ia să vedem. Maps. Și așteptăm un pic până se deschide. Exact aici. Așa. Nu, nu știu, cred că am apăsat aici pe acasă, da. Aici avem butonul de acasă și l-am tras până în acasă și din acest motiv el practic s-a scos din această aplicație. Bun, iată aici avem Street View. Să încerc să-i dau și aici după care, dacă eu vreau, iată ce frumos mi-arată Audio Tuning Center, vreau să văd ceva pe stradă, practic mă duc, pentru o rădăie vă zic că sunt pe William Shakespeare numărul 12, exact unde este sediul RER, cos cu Tudor Vladimirescu, deci pot să văd foarte frumos ceea ce se întâmplă peste tot, da? Iată, toată strada. Bun, deci aici ar fi al doilea sistem de navigație, ia să ieșim și de aici. Așa. După care mai avem MX Player și el este un player video, da? Și mai avem Waze-ul. Waze-ul, dacă bine știți, este un sistem de navigație care în cazul în care vă scoate din două, trei părți de... Așa, nu mă se dau un pic și vă și zic. Vă scoate din două, trei camere radar sau din orice altceva. El foarte elegant poate să vă, așa, numai un pic, vă poate amortiza aceste costuri. Iată, trebuia să-i dau locație, că dacă nu-i dau locație, atunci Waze-ul practic el nu se stabilizează. Așa, și acum așteptăm să ne localizeze și el, get started, o să vină cu 2-3 întrebări, să-l agreăm, să-l acceptăm, să-l... facem să fie bine, tot, allow acces, personalizat, tot. Și iată ce frumos, inclusiv și Waze-ul a fost localizat. Nu-i place că nu-i ora reglată. Eu mi-am dat seama la multe Android, dacă nu reglez ora, din păcate eu nu sunt foarte bine, nu are rapiditate, de exemplu, sistemul. Iată în Waze, dacă scrie simplu sound, opa, așa. Sound Identity, da? Și aici Waze-ul vă poate ghida către noi și vă poate localiza, vă dă orar, vă dă site, vă dă poze despre noi, tot, da? Bun, ce-a mai rămas să vă prezint ar fi partea de YouTube, care este una drăguță importantă, poți să iei SoundCloud, poți să iei YouTube Premium, poți să ai orice și atunci poți să îl accesezi fără nicio îndoială. Bun, aici eu de obicei folosesc așa, pun Cars trailer, pentru că aici am un desen animat care este în diferite rezoluții. Iată, de exemplu, cum e el, da? Aceasta, dacă observați, este cu lipsă rezoluție sus. Dacă îi dau, ia să văd, dacă îl fac mare, nu merge. Bun. Dacă îi dau următorul, el deja ar trebui să fie, iată, cu rezoluția perfectă. Deci, problema de rezoluție, probleme de rezoluție nu există. Întotdeauna sunt clipurile care sunt uploadate în YouTube. Ele au, practic, aceste posibilități, cum să fie clipul. Uite, de exemplu, aici văd că aici e mai scurt, de exemplu, acest clip. Da? Sunt ecrane la care le poți face mai mari, da? Sau le poți mici. Acesta este pe varianta full, ok? Bun. Iată ce frumos se vede desene animate pentru copii, pentru ce vrei tu. Are rezoluție foarte bună. Este super. Vedeți și din mai în spate, de peste tot. Ok. Hai să mai vedem un pic din ce mai vreau să vă arăt. În rest, puteți să puneți filme, videoclipuri, tot. Da? Așa. Ia să vedem. Sound Identity. Cauți Sound Identity la noi, da? Dacă vrei să dai de noi. Găsești această siglă, dai subscribe și dacă dai subscribe, ai acces full la tot ce înseamnă playlist, videourile noastre. Da? În prima fază, recomand să intri la videos, dacă vrei să vezi așa aleatoriu, tot ce am pus în ultimele dăți. Da? În cazul în care vrei să cauți ceva, de exemplu, cum e această variantă de Renault, dai la playlisturi, așa, și cauți aici, de exemplu, Renault. Aceeași lucrare poți să o vezi, o să vă arăt imediat pe un Iveco, făcută foarte drăguță, da? Ia să dau prima dată pe Iveco.
Iată tot o asemenea mașină de deratizare, care este tot a titularului. Iată, acest ecran este unul mult mai mare, da? Deci este unul de 10 inci. El n-ar fi intrat aici, pe el nu-l puteam comuta nici în stânga, nici în dreapta, deci această soluție este perfect ideală. Sunt variante mai mici, sunt variante mai mari. Pentru Renault aceasta este perfect ideală, că încape în această consolă de bord. El, aceasta era cu un ecran mai mare, doar că lovea în acest bord și atunci eu nu mai puteam să-i fac aceste mișcări, da? Ca să-mi fac eu super perfectă soluția. De aici că vedeți aici foarte multe soluții în caz că doriți, da? Nici nu știu dacă am Renault aici, trebuie să caut, dacă nu, trebuie să fac un în acest folder. Ba da, uite aici am Renault-uri, unde puteți vedea câteva lucrări. Unde pun senzor de parcare, sistem audio, navigație, cameră față, cameră spate, pentru că avem toate posibilitățile existente care sunt, ok? Cam atât am vrut să vă zic despre acest sistem, da? Care este, repet, foarte drăguț, foarte simplu, așa, cu tweeterele gata montate, cu subwooferul de sub scaun, cu difuzoarele schimbate în ambele uși. Avem aici o corcitură de mărci, dar nu contează niciodată ce marcă pui sau cum pui, pentru că sunt mulți care credeți că, vezi, doamne, ai pus MTX, ai pus Ground Zero și ai pus Helix, nicio treabă n-are. Totul este ca să știi să le combini, ca să știi să le echilibrezi și să sune perfect, da? Așa, exact ca și cum sună practic în această variantă, ok? Că sună foarte bine, fără nicio problemă. Niciodată nici titularul n-a crezut că va suna așa, practic, această mașinuță, da? Iată ce frumos derulez aici. Sună demențial de bine. Cu toate acestea, ce am avut zis, a rămas să îmi iau rămas bun de la voi și să vă zic că ne găsiți pe www.soundidentity.ro, da? Deci aici, asta vreau să ridic sus, că se poate. Așa, iată, trebuie să-i găsesc poziția, că sunt, este când mă lasă sau este când nu mă lasă. Așa. Ne mai găsiți pe Facebook. Sandu Vancea sau Sound Identity Hi-Fi Oradea, iată cum mi-am dat un refresh, una, două m-a lăsat, deci nu era problemă absolut de aparat sau de frânare sau de nefuncționalitate. Așa, și ne găsiți foarte mult pe canalul nostru de YouTube, ce vi l-am prezentat, Sound Identity, dacă intrați, vă abonați, puteți avea acces la foarte, foarte multă informație și puteți vedea foarte multe lucrări. Eu vă mulțumesc că am fost Sandu, mă mai aștept pe vlogurile mele, rămâneți cu noi și veți vedea foarte multă tehnologie în toate direcțiile și din toate tipurile de bord, de carcase de bord, de sisteme audio, de tot. Avem soluții audio de la foarte mic, da, cum este el, până la foarte mari, la extreme. Mulțumesc, la revedere, bye bye!